supereroi. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace, tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'ils soient miennes ou qu'ils soient vôtres, la vie nous dépasse. Que vendra, describo mi camino, sin pensar, donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment, sous les sables, mon vent d'un passé qui s'effondre. Je me raccroche à ce que j'aime, laisse prendre chaque seconde, laisse prendre soin d'elle-même. Que vendra, describo mi camino, sin pensar, donde acabará. Que vendra, describo mi camino. Pierdas que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Puisque nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, et si parler mon instinct me guérit, puisque tout cela est bien trop court, j'aimerai jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sans penser à demain. Que vendra, describo mi camino. Si me pierdes, que ya me contradece. Que debo continuar. Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdes, que ya me he encontrado ese. Que debo continuar. Que debo continuar. Supereroi. Bună ziua, mă numesc Valeria Păpușoi, am 10 ani și sunt din Chișinău. Foarte mult sunt pasionată de citit. Eu citesc romane, fantasy, romane mitologice și îmi place foarte mult să cânt. Să cânt la pian. Am foarte multe romane preferate. Îmi place Odiseea. Îmi place Iliada, Iliada tot îmi place. Îmi plac cărțile de basme, Hans Christian Andersen, Frații Grimm. Îmi place mult Războiul care mi-a salvat viața. Îmi place colecția Jurnalul unei puștoaice și cam așa. Eu aș recomanda să citiți Odiseea, fiindcă este ca și cum ai pătrunde într-o lume magică. Adică nu-i cu zâne, nu-i cu elfi care să aibă puteri magice, să facă magie așa deodată, dar este ca cu zei, cu zei care au fost respectați și eu cred că se merită să citești, fiindcă e foarte interesant. Ea reprezintă aventura lui Ulise. Ulise a fost un războinic din Grecia antică și el a trebuit ca să facă o lungă aventură, să treacă pe la lumea morților, să treacă prin mâinile unei zeițe, să treacă printr-o furtună condusă de Neptun, să treacă multe dovezi de curaj pentru a-și salva tatăl. Ne învață foarte mult că tot timpul, dacă vrei ca să ajuți pe cineva, nu o să conteze cât de mare este pericolul. Niciodată. Trebuie ca să avem tot timpul curaj. Supereroi.
La 5 ani am fost admisă la școala de arte Alexei Stârcea din Chișinău și am început cu cor, canto, solfegiu, pian și acum sunt la Conservatorul de Muzică din Geneva și dragostea pentru pian a venit încetişor. Începeam să cânt la pian și câteodată după auz mai fac și mici compoziții câteodată. Familia mea m-a îndrumat tot timpul și le mulțumesc foarte mult pentru că sunt un ghid. Sunt ghidul meu. Muzica pentru mine înseamnă viață. Fără muzică nu cred că ar putea să trăiesc. Înseamnă multă, multă muncă. Fiindcă eu, la noi în Moldova, sunt mulți profesori buni și la noi sunt studii foarte bune. Și la conservator chiar este greu. Acolo ei sunt mult mai rapid, vor să faci tot. Dar asta nu înseamnă că la noi se predă mai rău. Eu când am intrat și am dat examenul, era foarte, foarte ușor. Și de asta și cred că se merită tot ce am făcut și ce am învățat și ce voi învăța. Povestea mea a început în momentul când părinții mei au decis ca să vină în Elveția. Pentru ca să învețe, pentru ca să se dezvolte în altă țară. Acum suntem, învățăm cu toții și a fost ideea mea ca să mă duc la conservator și părinții mei au fost de acord. Mama mea învață la universitate de contabilitate. Ea vrea ca să fie contabil în Elveția. Dar tatăl meu învață franceză și lucrează. Lucrează în domeniul construcției. Conservatorul este ca o școală, numai că sunt pe categorii. Adică este conservator pentru copii mai mici. Poți ca să te înscrii de la 9 ani, de exemplu, până la 12 ani. Și atunci ești într-o grupă de copii. De la 12 ani până la 16. Dar este pentru copii, nu este pentru adulți. Este ca o școală de muzică mai avansată. Eu la conservator fac cor în scenă, fac pian și fac solfegiu. Îmi place foarte tare corul în scenă. Este ca un fel de cor dramatic și este ca tot timpul facem exerciții de voce și avem cântece și avem dansuri la cântece și de asta îmi place. Super eroi! Super eroi! Super eroi! Am fost la școala muzicală din Moldova și
trebuia ca să iau un instrument. Și am ales pianul că îmi plăcea tare muzica lui Mozart, muzica lui Beethoven. Eu când eram mic ascultam muzică de asta. Și mi-a plăcut foarte tare și mama și tata mi-au propus să iau pian și am fost de acord. Și deja cu îndrumările profesorului, cu îndrumările profesoarei mele, Liliana Felix, am reușit. Canto se începe de la 14 ani, dar eu nu am 14 ani și acum am intrat la cor în scenă. Deci sunt mai multe coruri acolo. Sunt cor pentru copii, este cor, în traducere, e cor amestecat, adică sunt și băieți și fete, dar asta tot e pentru mai mari. Dar cor în scenă este considerat cel mai bun din toate. Toate vârstele pot ca să vin, dar e cel mai bun, e cel mai greu, așa, cum s-ar spune. Nu e ușor, dar se merită. Super eroi! În Elveția se vorbesc patru limbi. Se vorbește franceza, italiana, germana și retoromană. Dar eu sunt în zona în care se vorbește franceză. Eu am învățat limba franceză și nu mi-este greu. Mes copains, j'espère que vous allez bien et moi je suis ici et je pense toujours à vous et vous êtes toujours les meilleurs pour moi. Super eroi. Eu vreau ca să fiu cântăreață de muzică ușoară și de operă când o să fiu mare și după ce termin conservator vreau să mă înscriu la o academie de muzică. Și deja după îmi place foarte mult să fac să mimez. Îmi place foarte mult să fac teatru, să mă prefac că mă doare tare, dar mă doare puțin. Îmi place să mă prefac că mi-e foarte, foarte foame, dar nu mi-e foame tare. Dar ăsta e visul meu. Eu vreau să ajung undeva pe scenă, undeva pe scenele mari. Familia mea este foarte unită și eu cu surora mea Rada, care are 2 anișori, mi place să jucăm un joc, deci sunt bucăți ale unui clou, și trebuie ca să încerc să-l faci cât mai mare. Și ne place foarte mult să ne jucăm de ascunsele. Dar cu mama și cu tatăl meu ne place foarte mult să ne dăm cu bicicleta pe urmă. Dar viața de familie e foarte frumoasă. Adică eu citesc, mama tot timpul învață, surora mea se joacă și stă cu mine. Și așa. Venim de multe ori pe an, fiindcă totuși e acasă. Și venim pentru școală, eu mă mai duc câteodată la școala muzicală, mă mai întâlnesc cu profesorii, mai repetăm, dar încă ținem legătura cu tot ce e de acasă, care sunt acasă și care ne așteaptă. Aici sunt bunei mei, aici sunt mătușa și unchiul meu, verișorii mei, sunt nanii mei, sunt prieteni de-al părinților mei, sunt prietenii mei de la școală. Este foarte mult lume. Super eroi! E foarte dificil să aleg. Moldova e acasă. E acasă de unde am venit, totuși. Dar în Elveția e bine, nu pot spune că e rău. Și acolo e bine să trăiești. Dar eu zic tot timpul că acasă e mai bine. Unde toată lumea e acolo, unde familia este, acolo e cel mai bine. Super eroi! Dragi copii care mă ascultați și fetița cu surprize, eu știu că voi fiecare aveți câte un vis, câte un hobby, poate vă place să citiți, poate vă place să jucați jocuri video, poate vă place să cântați, să pictați și niciodată nu trebuie ca să renunțați, pentru că o să ajungeți într-un moment când o să faceți ceva care o să vă placă foarte, foarte tare și atunci nu o să regretați că ați continuat să învățați în acest domeniu. Și eu cred în voi și cine știe, poate pe viitor ajungeți o vedetă în domeniul acela în care vă vedeți voi, care vă place. Vă urez mult succes! Super eroi! On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir.